respect și admirație pentru caracterul fratelui Ovidiu Litianu, calitatea slujerii sale ca evangelist, compozitor și cântăreț, lepădarea sa de lume și alipirea sa de domnul cu toată inima. Un adevărat model de exclusivitate în a se pune numai la dispoziția lui Dumnezeu cu darul primit și, nu în ultimul rând, demnitatea cu care a acceptat voia lui Dumnezeu în suferință. Sincere condoleanțe soției, familiei și bisericii îndoliate din partea mea și a familiei mele, Biserica Elim Romania Pentecostal Church Chicago și Uniunea Bisericilor Pentecostale Române, Statele Unite și Canada. Relatează Cristian Ionescu. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.